Salutare, prieteni. Astăzi este ce este azi, mă? Luni, mă, stăm la muncă și este un frig de mori. Mergem la mașină, o avem aici. Și astăzi o să vorbim o leacă despre tema mecanic. De ce să înveți tu mecanică? La ce te-ar ajuta? Hai ne vedem acum și ca să-mi iau frumos mâncarea din portbagaj. De toate vreau să vă fac niște poftoleacă de ceva bun. Arată chiar super bine. Poate vedeam scăpat și de barbă, dar este un frig afară, mai bine era cu barbă. Deci care e faza cu mecanicii? Trebuie să ne gândim un leacă ce să vă zic eu acum cu mecanicii. Ce vrăjeală să vă mai fac. Că glumeam. Deci, eu când mi-am luat mașină prima dată, acum în 2013, da, mi-am cumpărat un Fiat Brava cu motor de 1.9 diesel de 150 cai, ceva de genul. Am fost foarte mulțumit de mașină. După ce am început să întâmpin anumite probleme, nu știam ce să mai fac. Adică, eu nu știam mecanică, mă duceam ca prostul la mecanici. Ăla începea să zică, bai defectaie, dar realitatea nu era chiar așa. Neștiind mecanică, ești foarte ușor să fii păcălit de anumiti mecanici. Sunt și mecanici buni, dar sunt și mecanici care doar trăiesc din vrăjeala asta, că ba, ai dus aia, dar nu ai dus aia și ei câștigă bani prin chestia asta. De la a treia mașină am mai avut și un Corsa, am mai avut și alte mașini și am învățat și o puțină mecanică. Și ușor, ușor am început să învăț. Am început să schimb și eu uleiul la mașină, am început să schimb filtrele, să fac un schimb de ulei, cum ar fi un service complet. Bujii, toate chestiile astea și după aia ușor, ușor am început să evoluez și chiar sunt foarte mulțumit pentru că banii îmi rămân mie, anumită sumă de bani. Nu trebuie să mi-i dau la mecanicii ăștia, sunt niște mecanici care te ard, bine, sunt unii care își fac treaba, îi respect, chiar își fac treaba și își cer niște prețuri de nimic, dar sunt unii care exagerează cu prețurile lor, exagerate, na. Duc aminte la Fiat prima dată, când prima mea mașină, ce știam să fac, băi, să verific un ulei, să verific nivelul pe jojă și am să fac un capac la motor ca să mă uit, capacul de protecție, este un capac de plastic, să mă uit puțin la injectoare, chestii de genul ăsta, dar nu știam să fac nimic, este așa de stupid chestia asta. Și de asta am zis că vreau să învăț mecanică, chiar m-ar ajuta foarte mult pe mine. Mai ales fiind într-o țară mai străină, în Anglia, este scump să te duci la un service. Acum trebuia să mă duc la un service și mi-a cerut să schimb toate astea, ulei, filtre, bla bla bla, toate astea 100 și ceva de lire. Bine, cu tot cu uleii lor. Bă, mi s-a părut puțin mult, ce-i drept. Pentru că eu pe toate chestiile, piesele le dădeam în jur de 40-50 de lire. În sensul calitate bună, nu vorbim de cele mai ieftine. Să zicem o calitate medie, nu ieftineală. Și de asta vă zic, luați și învățați mecanică că vă ajută foarte mult și pe voi. Dacă aveți de unde să prindeți mai bine, pentru că este și o muncă, este și o afacere dacă știți mecanică, puteți face bani din chestia asta, puteți face o școală de mecanică, dacă vă place, aveți o inspirație, vă place să faceți această, nu știu, să fiți mecanici practic, ce e de la bâlbâială atât. Chiar mie mi-ar place acum să lucrez ca mecanic, chiar mi-ar place foarte mult pentru că am început să învăț și este frumos, trece timpul frumos, adică frumos, trece timpul ok, e plăcut să fii mecanic, dar mai sunt și momente când te ia toți dracii, dar astea nu se mai pun, măcar îți rămân niște bani în buzunar ție, dacă ai tu probleme cu mașina ta, cu una, pe cine vrei să ajungi tu, acum depinde și de tine. Prieteni, succes! Care vreți, sunteți în devenire mecanici, țineți-o tot așa și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Cam asta a fost ideea mea, la asta am vrut să facem un scurt vlog, să vă explic puțin situația, ce ar fi util pentru voi să învățați mecanică, de ce este bine și de ce nu este.
Binele, vă l-am zis care este, chiar este foarte avantajos. Vă rămân niște bani în buzunar și cred că este de tot folosul chestia asta. Să vă rămână mai mulți bani în buzunar pentru alte chestii. Că mașina necesită mereu investiții, bani băgați în ea, pentru că așa, asta este situația. Nu poți să... O mașină necesită mulți bani să o întreții, așa că te adaptezi. Dacă poți să faci anumite economii din altă poziție, este foarte bine. Cam atât. Bine, evităm persoanele care au prea mulți bani și n-au ce face cu ei și... Nu că zic că n-au ce face cu ei, nu se mai murdăresc ei, dar mai sunt și alții care nu au o situație foarte perfectă să dea bani, să arunce banii pe un service dacă ei au învățat să facă chestia asta. Cam atât. Respect pentru toată lumea și aveți mare grijă de voi, prieteni. Pa, pa!